ați spus tot timpul și spuneți asta, că ați făcut DNA, că ați susținut justiția independentă și că lucrurile s-au mișcat. Dar dacă ne uităm și unii, nu că vă reproșează dumneavoastră asta, dar vă atrag atenția că atunci când ați fost dumneavoastră ministru, n-a fost nicio condamnare de mare corupție. Toate condamnările de mare corupție au fost când n-ați mai fost ministru. Adică, respectiv, dacă ne referim la Năstase, Voiculescu, Cuvântul, toate au fost după 2009, 2010, 2012. Ce avem, cum mă explicați lucrul ăsta? Pentru că nu, unii pun la îndoială că, de fapt, ați avut o contribuție din moment ce condamnările s-au întâmplat după ce n-ați mai fost ministru. Da, n-am auzit aceste îndoieli, dar... Nu, sunt. Atunci înseamnă că nu știu cum sau am nu se știe. Am ascultat și unde am auzit. Am auzit la emisiunea lui Moise Guran, avocatul diavolului, când e adevărat că el o făcea pe avocatul diavolului, dar el a pus problema asta. Da, o să spun în mod direct, este o prostie dacă în o anchetă durează luni de zile sau un an de zile. DNA a făcut anchete cu o medie foarte scurtă. Media lor de anchetă e foarte scurtă comparativ cu statele europene. Asta a stabilit Comisia Europeană în analizând DNA. Mai departe, noi avem o procedură judiciară până la hotărârea definitivă. Fond, apel, recurs. Asta a durat ani de zile în toate procesele. Dacă aceste cazuri nu începeau să fie anchetate în 2005 și 2006, ele nu ajungeau niciodată să aibă condamnări în 2013, 14, 12. E foarte simplu. Deci, procesele au durat atâta, fond, apel, recurs. Unele au durat, cele mai multe au durat din vina inculpaților. Toți acești inculpați celebri au cerut termene peste termene ca să-și amâne procesele. S-au dus la Curtea Constituțională de nu știu câte ori. Năstase a ridicat excepții, s-au dus la Curtea Constituțională de câteva ori. Și ceilalți. Deci nici nu se putea mai repede. Pur și simplu când s-a terminat și ultima fază procesuală care este recursul.